Ii, Domnul, să ridice pe Ilie la cer, într-un vârtej de vânt. Ilie plecat din Gilgal cu Elisei. Ilie i-a zis lui Elisei: Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns: Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Amin. Amin. Haideți. Să ne așezăm din nou. Frașii și surori, este a treia slujbă care slujesc aici, în Casa lui Dumnezeu Tabor. Mă bucur și la fiecare program Dumnezeu ne-a făcut o bucurie diferită și deosebită. Slăviți să-i fie numele. Și de data aceasta vreau din nou să vă mărturisesc că de 20 și ceva mai bine de în toamna aceasta voi împlini 21 de ani de când sunt în căruciorul acesta. La vârsta de 19 ani am avut accident rutier cu mașina. Mă trag dintr-o familie de 11 frați. În casa noastră, în neamul nostru, nimeni nu era pocăit. Nimeni din neamul nostru n-avea legământ cu Dumnezeu. Nici odată în casa noastră n-am auzit pe părinții mei sau pe cineva din neamul nostru că au legătură cu biserica, că au legătură cu Dumnezeu întotdeauna, întotdeauna. Ori de câte ori familia mea a avut nevoie de Dumnezeu, tatăl meu a murit când aveam 9 ani, bolnav de boala de cancer, am rămas 11 frați. Mama ne-a crescut cum a putut în două camere. Nu asta vreau să vă spun, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ne-a crescut. Și de ce? Pentru că Dumnezeu ne avea în plan de mântuire. Mări să-i fie numele. Aveam 19, 18 ani când m-am angajat în Franța, cunosc limba franceză, și eram translator francez, din limba franceză, în limba română. Apoi am plecat în Spania și cunosc și limba spaniolă. M-am angajat tot ca în translator, traduceam din spaniolă în română și lucram pe la spital pe la poliție și oriunde era nevoie de mine. Dar într-o seară un frate de-al meu o venit cu un tânăr acasă, l-a găsit în fața unei gări. Toată averea tânărului ăstuia era o Biblie învelită într-un ciolofan, o vedeam că o ține tot la piept, și omul ăsta, tânărul ăsta, neștii în noi că în casa noastră vine un serv al lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Că în casa noastră vine un om al lui Dumnezeu și când o intrat în casa noastră, tânărul acela, îl vedeam că intră în camera unde i-am dat să stea pentru o vreme, să-și găsească ceva de muncă intra în camera lui, plângea de dimineața până seara și stătea înaintea lui Dumnezeu. Se ruga, mă întrebam eu, necunoscând cuvântul lui Dumnezeu, ce necaz are omul ăsta de plânge așa de mult? De ce atâtea lacrimi? De ce atâta suferință la omul ăsta? Și îi spun, plângi că n-ai bani? Noi te ajutăm, dar nu mai trebuie să plângi așa de mult. Și-o zic, eu nu plâng că n-am bani. Eu nu plâng că sărac. Eu plâng că Iisus Hristos a murit pentru mine. Eu slujesc un Dumnezeu mare și slujesc pe un Dumnezeu care l-a trimis pe singurul lui Fiu să moară pentru mine și fără de legile noastre. Știți pentru ce l-a trimis Dumnezeu în familia noastră să ne evangelizeze pe noi? În special să-mi vorbească Dumnezeu mie, în special să stea Dumnezeu de vorbă cu mine. Pentru prima dată mi-a vorbit Dumnezeu, pentru prima dată pentru prima dată am auzit glas profetic de Dumnezeu prin tânărul acela. Am ieșit cu el într-un parc pentru că aveam oarecare frică să mă rog cu el în casă. L-am auzit pentru prima dată vorbire în alte limbi. Dar dați-mi voie. Când m-am pus pe genunchi și nu eram în căruciorul ăsta, Deja eram aproape de 19 ani. Cu multe planuri de viitor, dragi tineri. Cu multe proiecte de ale mele în minte. Spuneam eu, cunosc două limbi străine. Am atâtea planuri și atâtea proiecte. Și dincolo de orice proiect al nostru, e planul lui Dumnezeu măriți să fie Domnul. Și Dumnezeu nu avea în vedere că eu cunosc limba franceză, că cunosc spaniola mai târziu, Dumnezeu m-a binecuvântat ca limba aceasta să pot predica cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iisus Hristos este Domnul. M-am pus pe genunchi și am început să mă rog în felul lumii, dragi tineri, în felul lumii și spuneam lui Dumnezeu despre proiectele mele și despre planurile mele. Și când tinerul ăla s-a ridicat de pe genunchi, s-a uitat la mine, a început să plângă și a zis, îți plâng de milă. Și am zis, mie îmi plângi de milă, adică te, noi te ajutăm pe tine, tu n-ai haine să te îmbraci, tu n ce mânca și tu îmi plângi mie de milă. Și spune, oh, văd! Te văd într-o prăpastie, aruncat undeva, undeva într-o prăpastie, ești plin de sânge, țip și nu te aude nimeni. Mie milă pe unde te trece Dumnezeu, vine o vreme când vei plânge cu multe lacrimi și n-are să te audă nimeni acolo. Singura soluție e să-L strigi pe Dumnezeu. Aleluia! Singura izbăvire era să-L strig pe Dumnezeu. Desigur că nu l-am crezut ce spune. În mintea mea am zis omul ăsta, un om fără minte, nu știe ce prorocește, o trecut șase luni de zile și dragostea lui Dumnezeu tot mai mult a început să crească în inima mea. Știți cât? Până acolo, când m-am oprit pentru a două oară am încenunchiat înaintea lui Dumnezeu, undeva la o margină de sat, eram în Spania, am intrat într-un anturaș cu niște tineri, într-un anturaj atât de muldar, atât de demonic, că nimeni nu mă putea scoate de acolo. Tinerii ăștia se ocupau și cu alte lucruri, strângeau bani pentru o fetiță de leuci, bolnavă de leucemie, al cărui casă se rezolvase, fetița deja a fost operată, dar ei strângeau bani pe chestia asta. Și prima zi când m-am apucat și eu să fac lucrul ăsta împreună cu ei, în prima zi, o zis Dumnezeu, pe mine nu mă minți. Cu ce dovadă, în prima zi am căutat să-l min pe Dumnezeu? Cu dovada aceea m-a încercat Dumnezeu pe mine. Fetița aia avea nevoie de un transplant de măduvă, eu am nevoie de un transplant de măduvă. Mă aude bine adunarea ce spun. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Iubit adunare, în anturajul acela cu tineri aceia, m-am oprit pentru a doua oară, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, nu mă interesează cum mă întorci la mântuire. Ești înaintea mea, prin modalitatea în care Tu ai ales. Chiar dacă va trebui să am o boală, Chiar dacă va trebui, rețineți, să trec printr-un accident de mașină, eu tot pe tine te aleg. Și n-am plecat departe, eram în zona aproape de capitala Madrid, unde era o zonă de munte, Arganda de Rei. Acolo am avut accidentul rutier cu mașina cu munții se uneau în pod și de pe partea stângă a podului o venit o mașină și mi-a lovit mașina drept pe mijlocul mașinii. Eram cinci persoane în mașină. În momentul impactului, când mi-a lovit omul acela înainte să ne lovească la 5-6 metri, omul ăsta a făcut infart și a murit. când ne-a lovit mașina în care omul ăsta deja era mort, când a dat mașina lui în noi, ne-a aruncat de pe pod jos în prăpastie, așa cum a văzut prorocul Domnului, că eram jos în prăpastie și că nimeni nu mă auzea acolo. Iisus Hristos este Domnul. Mi-am adus aminte că mi-a vorbit Dumnezeu mi-am adus aminte că Dumnezeu mi-a profețit că nimeni nu mă scoate din prăpastie decât Dumnezeu. Au început cele mai grele chinuri, care în cuvinte eu nu le vă pot mărturisi cuvinte, nu le, vă, nu le pot explica în cuvinte. Dureri groasnice, țipete groasnice, sipam în ecoul munților și nu mă auzea nimeni. Nu mă auzea nimeni. Pentru că toți colegii mei erau morți în mașină, nu mai mișca niciunul, erau plini de sânge. Eu la o runcătură de mașină, 4-5 metri, eram umflat până sus, la gât paralizat, mâna dreaptă scoasă afară, două inele rupte în coloană, sâșnea sângele din toate direcțiile, s au scurs tot sângele din mine și Dumnezeu era acolo cu mine în vale. Era Dumnezeu acolo. Mi-am adus aminte că nimeni nu mă aude. Ori întregi am strigat și nu m-a auzit nimeni. Deodată am început să spun că nu mai aveam vlagă să vorbesc. Doamne, tu mă vezi aici. Tu, care mi-ai vorbit prin prorocul acela: să vii aici în vale și să mă ridici. Nu știu să vă pot explica cum am ajuns pe marginea podului. Când mi-am deschis ochii, eram uscat de sânge, hainele erau uscate deja pe mine de sânge. Mi-am dat seama că a trecut multă vreme de când eram pe marginea drumului. Cred că o mână dumnezeiască m-a ridicat din vale și m-a pus pe marginea podului. Cineva să mă vadă când trece cu mașina. O trecut după câteva ore, un om a oprit, a sunat după ambulanță, m-au pus pe o targă și doar atât am mai putut să aud. Glasul unui medic care spunea, nu-i rost să fugim cu el la spital. Până vom ajunge, omul ăsta moare, pentru că tot e zdrobit în el. Oasele sunt zdrobite, nu mai are sânge în el. Am mai simțit niște electroșocuri care mă ridicau și încercau să mă resusciteze, dar eu deja eram plecat. După trei zile și trei nopți, nu intru lux de amănunt, în mărturie, că e prea lungă, dar vreau să vă spun că după trei zile și trei nopți, Dumnezeu mi-a dat viață înapoi. M-am trezit pe un parece, acoperit cu un cerceaf, au început niște aparate să sune, ori intrat infirmieri, medici, și strigau milagro de Dios. Solo Dios poate face asta. Milagro. Doar Dumnezeu a putut să facă minunia aceasta. Spunea medicul, noi am sunat la familie și am spus că e mort. Să vină să se pregătească de mormântare și tânărul ăsta e viu trăiește. M-au pus într-un salon, scumpii mei frați, am trecut prin niște dureri cum nu se pot explica în cuvinte. În fiecare dimineață îmi schimbau infirmierele cearceaful pentru că m-au operat pe coloană de sus până jos și rămâneau bucăți de carne putrede cu roi și sânge, îmi era scârbă de mine și îmi zmulgeau perfuziile din mână, oxigenul de la gură și spuneam lui Dumnezeu, nu mai vreau să trăiesc. Mă certam cu Dumnezeu și spuneam, tu nu înțelegi că eu nu vreau să trăiesc? Șase luni de zile m-am certat cu Dumnezeu în fiecare zi. Mă rugam lui Dumnezeu uneori să mă lase să dorm 5 minute pentru că aveam dureri groaznice. Șase luni de zile mi-am injectat morfină în fiecare zi. De durerile groaznice pe care le aveam. Pe lângă durerile acestea, mai mare durere aveam că mama mă suna din România fără să știa că am accident, ea știa că sunt un tânăr care știu, cunosc multe limbi străine și că muncesc și că fac bani. Și mă, spunea, mă suna și îmi spunea Ivan, trimite bani de medicamente. Eu nu aveam un euro să-mi cumpăr o sticlă de apă. Beam apă de la rubinet, în Spania e foarte sărată apa în, la rubinet, până când mi-a intrat infecția pe coloană așa de tare că a intrat în putrefacție. Medicii au zis la un moment dat, nu avem ce să-i facem decât să chinuie, îl deconectăm de la aparate. Nopse la rând, mi-am scos perfuzile din mână și lăsam să curgă sângele până cădeam în comă și în noaptea Dumnezeu venea și vorbea cu mine. Te voi purta din țară în țară. Mă vedeam în adunări mari, predicând Evanghelia lui Dumnezeu. Și spuneam ca omul lui Dumnezeu, Gedeon, cu mine, tu nu vezi cine sunt. Și spuneam lui Dumnezeu, mi scârbă de mine, cu mine să lucrezi tu, tu nu vezi cum arăt, și de ce îți predic Evanghelia în această seară? Că avem un Dumnezeu glorios. Mi-e greu să mărturisesc de fiecare dată de unde am, pe unde am trecut. Dar știu că ceea ce mărturisesc sunt lucrările mărese ale lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Măriți să -i fie numele! Aveam patul lângă un geam, la etajul 4, și într-o noapte a venit diavolul la mine și a spus, eram nici adormit, nici treaz nu eram. Mi-a zis, ce viață pentru tine? Tu nu vezi cum arăți? Tu nu vezi că ți-e scârbă de tine? Vei, vei fi o povară pentru toți. Alții îți vor da să mănânci de milă, te vor îmbrăca oamenii de milă, niciodată nu vei avea familie, vei avea o viață de chin. Mai bine deschide geamul cu mâna care poți să o miști, trage-te și aruncă-te jos de pe, de pe geam. Îmi spunea vocea aceea, când căutam să mă trezesc din somnul ăsta, s-a făcut o lumină mare în cameră unde eram. Era o prezență dumnezeiască Aleluia. în vedenia aceea de noapte. Și din lumina aceea vedeam în vis că îmi vorbește un glas dumnezeiesc și îmi spunea, eu sunt Domnul Aleluia. care ți-am făcut rana și tot eu ți-o vindec. Aleluia. Și în dimineața în care m-am trezit, cea mai mare minune care a făcut-o Dumnezeu în viața mea este Că Domnul în seara aceea m-a vindecat de paralizie, paralizia de la gât, o coborât până aproape de genunchi. Că coloana mea care era putredă, plină de răni, au rămas coși pe cerceaf și Dumnezeu m-a vindecat în seara aceea. Că mâna mea care nu putea mișca, Dumnezeu m-a pus-o la loc în seara aceea pentru prima dată după șase luni de zile am putut să stau și eu pe un fotoliu și de bucurie am căzut în comă că am putut să stau și eu cinci minute pe un fotoliu. Să fiu și eu ridicat după șase luni de zile de pe un pat, de pe patul morții l-am numit. Iubita adunare, poți mulțumi în seara aceasta că în fiecare dimineață te poți ridica pe picioarele tale. Poți mulțumi lui Dumnezeu că Domnul Sodaharul o dă harul să ai de belșug. Ce am văzut la voi un stone de mâncare. Voi aveți mai mult decât meritați. Dumnezeu e glorios. Măriți să-i fie numele, împodobească-L gloria pe Dumnezeul nostru. Prețuiți harul vindecării pe care vi l-a dat Dumnezeu. Prețuiți îndurarea lui Dumnezeu. Frați și surori, nouă luni de zile am stat în spital. Zi de zi, nouă luni de zile. După nouă luni de zile, o veni vremea să mă dea afară din spital și unde să mergi, că n-ai unde să mergi. Mă aude adunarea? N-ai unde să mergi. N-aveam 10 euro și în noaptea Domnul vine și îmi spune așa, Ridică-te și du-te la bancă și deschideți un cont că eu am să strimit o sumă de bani. M-am ridicat, mi-am împrumutat 10 euro și m-am dus și mi-am deschis un cont bancar. Pe vremea aceea nu erau card, era cec cu file și mi-am dus și mi-am deschis un cont bancar și când mi-am deschis contul bancar, Domnul a zis, două zile vor trece. Și eu am să strimit trimit o sumă de bani. Ori două zile și m-am dus la bancă. Și intru în bancă și spun, am venit ca aștept o sumă de bani. Și doamna de la bancă îmi spune, de unde primiți banii? Cine vă face viramentul bancar? Și eu spun, tata. Dar de unde, din ce țară trimite tata banii? Zic, tata meu e într-o țară de, îndepărtată. E plecat în ceruri. Și el o zis că astăzi îmi trimite bani. S-a uitat la mine, s-a dat așa cu scaunul lângă prietena ei și îi spune, săracul de el, e tânăr, are și probleme cu mintea. zice, aveți contul gol, n-aveți nimic. Mă duc, mă mai plimb și iară vin a doua oară și spun, te rog să mai o odată contul. Și mai o dată contul și spune, nu aveți nimic. Când știam că mai e jumătate de oră să închidă banca, m-am mai dus odată și spune, te rog să nu spui să-ți mai verific încă dată contul. badasic că tata a zis că astăzi el nu minte niciodată și nu m am mințit niciodată. Slavă Lui! Și adunarea se spune Slavă Lui. Când mi-a pus din nou contul la verificat, mi-au căzut ochelarii din mână și au zis, Tu ai vorbit adevărat că Dumnezeul tău trăiește? Măriți să-i fie numele! Sparagome nobe diveliat! veliat! Aloste reverobera gomenaiet. Iubita Dunare, Dumnezeu mi-a trimis bani. Și cu banii care mi-a trimis Dumnezeu, mi-am construit o casă și am construit o biserică pentru Dumnezeu. Mă aude adunarea. Acum suntem prea mulți în biserică suntem să cumpărăm un teren pentru noua construcție, pentru că Domnul ne-a înmulțit și așteptăm îndurarea Domnului să ne parte de grijă cu terenul acesta. Măriți să fie Domnul! Eu știu că Domnul are oameni și are timp să facă. Măriți să-i fie numele! Iubita adunare, dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu, după atâția ani m-a purtat de 21 de ani de mână. M-au luat doi bărbați când am ieșit din spital pe brațe, ori intra cu mine în apă și am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. Acolo în apă m-am întâlnit cu Isus, m-au luat de mână și de 21 de ani umblu cu El. Și de ce umblu cu El? Că mi-a salvat viața. Vreau să vă arăt în scurte cuvinte. Mai avem timp, Gabi. Am pornit cu Domnul în călătorie. Și dumneavoastră ați pornit de zeci de ani unii cu Domnul în călătorie. Vreau să vă arăt câteva stații pe drumul mântuirii. Slăviți să fie numele. Câteva stații. Care ne-a parat pe drumul pocăinței trebuie să ne oprim la ele. N-avem cum să le ocolim și n-avem cum să ne numim al lui Dumnezeu dacă nu ne oprim la stațiile acestea. Domnul e aici. Mări să fie numele. Domnul i-a vorbit lui Ilie și i eu zis lui Ilie: Ilie, ți-ai terminat lucrarea. Și vreau să te răpesc la mine. Slăviți să fie Domnul! Domnul a vorbit lui Ilie și dacă vorbește Domnul lui Elie, știe și Elisei. Pentru că și Elisei e vasul Domnului. Măriți să fie Domnul! Pentru că chiar dacă Domnul vorbește unuia, vasele Domnului au același duh, svin și e unul singur versul unei poezii spune se cunoaște când vorbește omul de la Duhul Sfânt. El cu viața dovedește. Iar când Duhul Sfânt lipsește, limba în gură o învârtește, se afirmă, se mândrește, tot ce spune nu trăiește. Adevărul o sândește. Când ai Duhul Sfânt în tine, știi și cunoști Că nu e lucrare de la om, că e lucrare de la Dumnezeu. Și adunarea spunem, glorie lui, mări să-i fie numele, împodobească-l gloria pe Domnul. Iubită adunare, Elie e la Gilgal, locul unde Domnul a făcut mari minuni, locul unde Dumnezeu a făcut mari lucrări, e locul îndurărilor. Și Domnul Elie îi spune lui Elisei, Elisei, rămâi aici că pe mine Domnul mă trimite la Betel. Și ce spune Elisei? Viu este Domnul și viu e sufletul tău, că nu te părăsesc. Eu merg cu tine până la capăt. Cu alte cuvinte, spune Elisei, permiteți-mi să o parafrazez, știu că Domnul te răpește, vreau să văd drumul răpirii. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Vreau să văd și eu drumul răpirii. Poate ați auzit multe predici din textul acesta. Eu predic varianta în care Duhul Sfânt mi-a descoperit-o. Slăviți să fie Domnul. Ilie pornește la Betel și prima stație să fii pe drumul mântuirii e Betelul. Și Betelul e casa. Lui Dumnezeu. E locul unde cobară Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Amen. Domnul i-a vorbit în Geneza, capitolul 35. Dacă nu mă înșel, Domnul îi zise lui Iacob. Domnul a vorbit lui Iacob și a zis: Iacobe suie-te la și zidește mun un altar acolo. Când ziua când erai fugar de fratele tău, Esaul eu, Domnul, eram cu tine. Aleluia. Știi de ce, Iacobe, să-mi zidește altarul? Când ziua când aveai lacrimi și aveai teamă și aveai frică, eu te-am sinut de mână. Eu am fost cu tine, Iacobe. Eu am fost sprijinul tău, Iacobe. Când aveai teamă, eram pace pentru tine. Când aveai frică, eram adăpost pentru tine. Când erai bolnav, Iacobe, eram medic pentru tine. Când erai în sărăcie, am fost pâine pentru tine. Iisus Hristos este Domnul. Și adunarea spune glorie lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu! Măriți să fie Domnul! Prima stație ca să pornești pe drumul mântuirii, trebuie să faci parte din betelul lui Dumnezeu. Omule, n-ai cum să spui că tu ești mântuit și urmărești programele de pe laptop, de pe tabletă și de pe telefon, de ani de zile de acasă. Îmi permite să vă predic mai deschis în seara asta? Pot vorbi adevăr? Vrea slujitor, pot vorbi adevăr în seara asta? Isus Hristos este Domnul. M-am întâlnit cu un frate în Timișoara. După ani de zile îl văd. Bă frate, dar unde în ce țară ai fost de nu te-am mai văzut eu acasă, zice. N-am fost niciunde. Păi cum nu te-am văzut la adunare? Hai zice, eu eram cu voi, dar voi nu m-ați văzut. Dar unde erai în pod? Ce nu, zice, eu v-am urmărit de acasă cu cafeaua lângă mine, zice, eu m-am obosit ca voi să mă duc la adunare. Tu n-ai cum să te numești creștin, că faci parte din trupul lui Hristos, și tu nu vii la casa lui Dumnezeu. Să faci parte din trupul lui Hristos, trebuie să fii un mădular activ în casa lui Dumnezeu. Poate adunarea să spună glorie lui Dumnezeu. Iubita adunare, n-ai cum să urmărești betelul de pe un telefon sau din fața televizorului. La betel, o zis domnului Iacob, Iacobe, te sui la betel pentru că acolo vreau să-mi zidești altar de mulțumire. Să-mi ridici altar cu jerfă pe el. Putea domnul să-i spună, Ești aici, Iacobe, bine ar fi să zidești un altar, ce te mai duci tu până la Betel, nu? O zici, Domnul, acolo te duci, la Betel, pentru că acolo cobor eu Dumnezeu, Isus Hristos este Domnul. Măriți să fie, Domnul! Profeția a primit-o tata Iacob și pentru că este ziua tatălui, tata Iacob primește prorocia singur și merge la copiii lui. Măriți să fie, Domnul! Tata Iacob merge la copiii lui, ce credință să aibă Iacob, adunare iubită. Ce credibilitate, ce pocăință să aibă Iacob să meargă la copiii lui și la casa lui să ceară patru lucruri pe care nu le predic, doar le amintesc și merg la următoarea stație. Isus Hristos este Domnul. Iubita adunare, copiii lui Iacob, au venit domnul Iacob la copiii lui și au zis, curățiți-vă înaintea Domnului că ne suim la petel. Măriți să fie Domnul. Și primul lucru pe care îl cere Iacob copiilor lui spune, curățiți-vă, cu alte cuvinte, mărturisiți-vă fără de legea, curățiți-vă cugetele înaintea Domnului când mergeți la petel. Aleluia! Mărturisiți-vă fără de legea când veniți la Betel Tu n cum să vii să stai înaintea Domnului Cu gugetul tău muldar și cu cugetele noastre muldare Noi venim la Betel și ne mărturisim fără de legea înaintea Domnului Iisus Hristos este Domnul 2. Da. Cere Iacob copilor lui spune Schimbați-vă hainele când ne suim la Betel Că la Betel nu-i paradă de modă la Betel e casa lui Dumnezeu. Poate adunarea să spună glorie Domnului. Surorilor, la Betel nu prezentăm moda. La Betel venim să ne închinăm. Bărbaților, la Betel ne îmbrăcăm în teamă sfântă când venim la Betel. Aleluia! Măriți să fie Domnul! N-ai ce căuta îmbrăcată sumar în casa lui Dumnezeu. Pentru că în casa Domnului vii, cu Iacob, copiilor lui, schimbați-vă hainele. Cu alte cuvinte, la Betel nu mergeți cu hainele de acasă, din bucătărie și de pe stradă. La Betel trebuie să aveți o îmbrăcăminte cu teamă sfântă. Pot vorbi adevăr în seara asta? mări să fie Domnul. Îmbrăcați-vă cu teamă sfântă la Betel, când veniți la Betel. Trei, lucru trei, care cere Iacob copilul lui, spune Aduceți Dumnezei străini din mâinile voastre și puneți-le în mâna mea, pentru că vreau să le îngrop, zice Iacob. O cerut Iacob bijuterii, scrie acolo că o cerut Iacob bijuteriile lor. Nu, Iacob nu le o cerut, dar ori considerat ei că bijuteriile lor nu s bune la Betel. Și Biblia scrie, i opus pus Dumnezei străini în mâinile lui Iacob. Și tu poate spui, frate Mircea, dar ce Dumnezei străin predici dumneata acolo? Știi care e Dumnezeul străin? Uite, îl purtăm cu noi pe oriunde. Ăsta e Dumnezeul nostru străin. Mă aude adunarea câți dintre noi dormim cu el pe, la, piept întins așa și cu, o cap, mâna sub cap și spunem câteva cuvinte lui Dumnezeu și repede încheiem și cu ăsta mergem ore până în miezul dimineții. Mă aude adunarea? Până în zorii dimineții. ăsta e un Dumnezeu străin. Dacă ăsta îți fură mai mult timp decât slujire cu Dumnezeu, ăsta e un Dumnezeu străin pentru tine. Mă adunarea? Iisus Hristos este Domnul. Și mai zic o dată Iisus Hristos este Domnul. Împodobiască gloria pe Domnul. Și ce au zis că copiii lui Iacob au venit și ficile lui au venit și au pus ce Cerceilor în mâna lui Iacob și ce-au făcut? Iacob le-a îngropat sub stejar. Poate adunarea să spună glorie lui Dumnezeu. Iubită adunare, uneori cred că confundăm că nu bijuteriile astea care ne înfrumuțează ă, lutul ăsta ar trebui să îmbrăcăm. cine e la monitor să-mi pună salmul 29? Salmul 29, repede. Și trec la a doua stație care duce înspre mântuire. Iisus Hristos este Domnul. Fi lui Dumnezeu, da -i Domnului, da -i Domnului slavă și cinste. Și adunarea se spune Amin. da -i Domnului slava cuvenită, lasă acolo, lasă la doi. da Domnului slava cuvenită numelui Lui, închinați-vă înaintea Domnului și citiți toată adunarea. Îmbrăcați cu... Cu ce ar trebui să ne îmbrăcăm noi când venim la Betel? Cu podoabe sfinte. Și ce sunt astea? Daruri de la Duhul Sfânt să le cerem, că doar Duhul Sfânt le poate da. Măriți să fie Domnul, împodobească-L gloria pe Domnul. Și ce o zis Domnul lui Ilie, te duci la Betel. Și Ilie o zis lui Elisei, mă duc la Betel. Și când au ajuns la Betel, uh, ia Ilie cu, cu, Elisei, spune Biblia că e, Ilie o zis lui Elisei, rămâi aici, mă, că ai amvon și îți mai trebăție să, să umblei după mine. Rămâi aici, ai amvon, te fac mare și oră, după ăsta să luptă mulți. Iisus Hristos este Domnul. Mări să fie Domnul. Și ce o zis Elisei? Eu nu vreau amvon, fără să văd drumul răpirii. Eu vreau să văd drumul răpirii. Pentru că când mă va chema Dumnezeu și pe mine, să știu pe unde trebuie să mă opresc. Iisus Hristos este Domnul. Biblia spune, când a pornit copilul Iacob către Betel, împreună cu Iacob, spaima intra în toate popoarele. De ce? Cu el era Dumnezeu. Isus Hristos este Domnul. Când te vei dezbrăca de toate lucrurile care nu vrea Dumnezeu să fie îmbrăcat și te vei îmbrăca cu podoabe sfinte, diavolul va intra în spaimă și va pierde teren. De ce? Cu tine. Nu e un om. Cu tine e Dumnezeu. Isus Hristos este Domnul. Și ce o zis Ilie, rămâi aici, mă, la amvon. Rămâi aici la Betel, pentru că la Betel e locul unde Dumnezeu aprinde jerfele și spune mamin. La Betel e locul unde Dumnezeu ține cerul deschis. La Betel e locul unde e Dumnezeu, îți schimbă numele. Din, din, înșelător îți schimbă Dumnezeu numele în Israel. Iisus Hristos este Domnul. Măriți să fie Domnul. Merg la stația a doua. O zis Ilie, rămâi aici la Betel, că pe mine Domnul mă trimite unde? Unde l-a trimis Domnul? La? E -eri? la Erihon. La Erihon. Îl trimite Domnul la Erihon. Măriți să fie Domnul. Și la Erihon e zidul care nu-l poate dărâma nimeni. Pe flori în cer nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Isus e chiar viața și-au dat. Măriți să fie Domnul. Și eu am fost în, zidul, în fața zidului de la Ierihon. Eram cu multe lacrimi și cu dureri mare. N-a putut nimeni să dărâme zidul din fața mea decât Dumnezeu. Mulți de aici ați fost și voi în fața zidului de la Ierihon. N-a putut medicii, N-au putut oamenii, n-au putut avocații, dar au putut Dumnezeu. Putem să spunem glorie lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Cei de la monitor, mai poți să-mi dai Iosua, capitolul 6, versetul 10. Iosua, capitolul 10, 6, versetul 10. Observați ce spune Domnul aici. Domnul a zis lui Iosua scoală șase, șase. Iosu a dăduse porunca aceasta poporului. Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul, să nu vă ia o vorbă din gură, până în ziua când voi spune strigați, atunci să strigați. Și ce vreau să vă spun? Când ești în fața zidului de la Erihon, taci. Pentru tine vorbește Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Mă audi adunarea? Când ești în fața zidului, o zis Iosua, tăceți și lăsați pe Dumnezeu să facă dreptate. Când ești în fața luptelor, lăsați pe Dumnezeu să vorbească. Când ești în fața necazului și în fața bolii, doar Dumnezeu mai poate vorbi. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! aleluia! Și mai zic o dată aleluia lui Dumnezeu. Domnul e aici! Și paragobe Acum dăm versetul 20 din capitolul 6. Poporul a scos strigăte. Și preoții au sunat din trâmbițe, când au auzit poporul sunetul trâmbiței, au strigat tare și zidul, spunem toată adunarea, s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Și-au pus mâna și cuvântul Domnului spune, eu strig lăudat să fie domnul și sunt izbăvit. Știi când trebuie să strigi? Doar când Domnul spune, strigă de bucurie, în seara asta, că Domnul dărâmă zidul. Vreau să țină mâna ridicată dar oamenii care cred că mai au câte un zid în fața lor și nimeni nu-l poate dărâma. Mă rog pentru mâinile ridicate care încă mai au ziduri și pe plan pământesc nimeni nu poate-l dărâma doar mâna lui Dumnezeu. Ridic mâna împreună cu adunarea tabor și în numele Domnului Isus Hristos proclam peste mâinile ridicate, izbăvire și adunarea spune mami, Amin. vindecare, Amin. tămăduire, Amin. dezlegare, aleluia și diavolul să cadă lanțurile la pământ. Amin. Și fiecare drept înainte. Să punem mâna pe cetatea biruinței și adunarea să spunem amin. Iisus Hristos este Domnul. Măriți să fie Domnul și fiecare drept înainte să pune mâna pe cetate. Știți ce este, ce reprezintă betelul? Betelul reprezintă casa lui Dumnezeu. Ierihonul reprezintă botezul cu foc. Iisus Hristos este Domnul le-am predicat invers, dar ajungem și la început. Mări să fie Domnul. Mergem la al doilea, la treia stație, care o numim botez în apă. Lăuda să fie Domnul. N-ai cum să vezi cerul dacă nu ești botezat în numele Domnului Isus Hristos. În numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Și adunarea spune -mă, amin. amin. Iubita adunare, Domnul a zis lui Eli, Ilie, te duci la râul Iordan. Te duci la râul Iordan și când ajungi acolo la râul Iordan, Domnul face lucrări mari. Mări să fie Domnul. Și ce o zis Domnul, stația de răpire e neaparat, nimeni nu poate vedea cerul fără legământ cu Domnul în apa botezului. Isus Hristos este Domnul. Nimeni. Cine crede și are viață. Măriți să fie Domnul. Și acum nu stau mult la botezul ăsta, mergem la a patra stație, care este botez cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt? Și acum le enumerăm de la început. Botez în apă și adunarea spune Amin botez cu Duhul Sfânt, avem nevoie. Botez cu foc, avem nevoie. Și avem nevoie și de Betel, casa lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Mă opresc pentru că timpul este târziu și auziți-mă. Ilie și-a făcut mantaua sul și vreau să vă spun ce reprezintă mantaua lui Ilie. Și ce reprezintă mantaua lui Ilie? putere profetică, puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul, împodobească-L gloria pe Domnul. Și de ce? Vreau să vă, vă spun mai, pe, mai deschis. Spune Ilie, cerem ce vrei și îți dau. Și Elisei spune, Părinte Ilie, vreau să-mi dai o îndoită, putere din Duhul care vine peste tine. Slăvi să fie Domnul. Și ce o zis Ilie? Greu lucru cere. Iisus Hristos este Domnul. Și acum îmi permiți să o parafrazez și spune Elisei, Ilie, știi de ce îți cer? Pentru că nu de la tine cer, de la El. Mă aude adunarea? că cel ce umple cu Duhul Sfânt e El. Măriți să fie Domnul! Și Ilie îi dă mantaua lui și asta reprezintă botez cu Duhul Sfânt și putere profetică. Lăudați să fie Domnul! Asta înseamnă putere în Duhul Sfânt. Are nevoie biserica, tabor de Duhul Sfânt? Avem nevoie de botez cu Duhul Sfânt? Avem nevoie de putere? Amin. Și adunarea să spunem amin. amin. Iisus Hristos este Domnul. Iubita adunare, vreau să vă binecuvintez în numele Domnului. Nu știu când Domnul mă, mă va mai trimite pe la voi. Dacă